Petrecerea timpului în natură are nenumărate beneficii pentru organism, întărește sistemul imunitar, reduce nivelul de stres și anxietate, îmbunătățește starea de spirit și sănătatea psihică, crește creativitatea și multe altele. Pentru a simți aceste efecte asupra organismului, specialiștii ne recomandă să petrecem minim 2-3 ore săptămânal în parcuri, spații verzi sau păduri. Din fericire, și condițiile meteo sunt favorabile în această perioadă, tot ce rămâne este să ieșim afară din casă. Dacă doriți să petreceți timp în natură, chiar și în oraș, dar nu știți ce să faceți, avem câteva propuneri pentru dumneavoastră. Sport în natură, exerciții fizice, jogging, mers pe bicicletă, cu rolele, gimnastică, yoga, diferite jocuri cu mingea, plimbare de relaxare alături de cei dragi sau de animalele de companie, picnic la iarbă verde cu o pătură, câteva gustări și un recipient pentru strângerea gunoaielor la final, vă puteți bucura de o masă liniștită și plăcută în mijlocul naturii. Puteți schimba locul de citit de pe canapea cu o bancă din parc, sau cu un colț verde la umbra unui copac. Puteți juca jocuri de societate cu prietenii, de exemplu în Parcul copiilor și Parcul Central. Unele dintre mese pot fi folosite ca tablă de șah, doar să aduceți piesele cu dumneavoastră. Puteți să realizați fotografii de natură urbană, activitate ce stimulează creativitatea și ajută la relaxare în același timp. Puteți să vă bucurați de florile de sezon înflorite în parcurile din Timișoara. Transmit reprezentanții Horticultura.